Camerele merg bine, n-a să întrerupă nimic. De obicei se întâmplă minuni așa prin Parlament câteodată. Pornesc camerele și am să opresc. Bună ziua, prieteni, cetățenii ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Va fi vesel astăzi. De câteva zile am o bună dispoziție din cauza simpatizanților și membrilor partidului politic Șor. Dar înainte de a vorbi despre acest fapt, am să încep cu o mărturie personală. Eu am venit în acest parlament de la catedra universitară. Am lăsat o profesie nobilă de profesor universitar cu zeci de și sute și mii de studenți pe care o regret câteodată, pentru că e o lume frumoasă în care m-am regăsit. Dar la mine în viață a venit un moment când puteam fi să plec, să mă regăsesc în oricare alt centru universitar din spațiul românesc sau din Occident, sau să lupt, așa cum au făcut mulți ca mine, cel puțin din două motive. Unul, pentru că mie nu-mi place nedreptatea și nu o suport, asta de când mă știu eu. Și doi, pentru că eu cred în unire. Asta este un ideal care l-am de mic copil, de la bunica mea, și am să-l duc atâta timp cât am să pot. M-am avântat în această luptă politică, ca să nu-i zic mocirlă. Fără vreun interes personal, am venit cu cărți și o să plec cu cărți, așa cum mă știți foarte bine. Ce mi-am dorit și îmi doresc în continuare este înlăturarea acestei încrengături oligarhice Plahotniuc Dodon Șor și îmi doresc unirea cu România. Hoții și bandiții din acest parlament și din afara lui se tem de mine, așa cum știți foarte bine, pentru că scurat, nepătat, n-am avut și n-au cu ce să mă îngroape, așa. Și știu că nu am frică, pentru că sunt luptător și asta îmi permite să am un caracter deasupra fricilor pe care le au oamenii normali. Prin urmare, întotdeauna s-au încercat diferite modalități de intimidare. După ce am declarat recent în Parlamentul Republicii Moldova despre caracterul anticonstituțional al Partidului Șor și am depus la Curtea Constituțională o sesizare, așa cum știți, în acest sens, au început o serie de atacuri personale și intimidări din partea acestui grup criminal pe nume Partidul Șor. Trec peste multe dintre ele spuse, le înțeleg disperarea, că poate nu le-a rămas mult până la dispariție și sper foarte mult că în viitorul Parlament nu se vor mai regăsi, dacă Curtea Constituțională nu va găsi de cuvință să dea dreptate sesizării noastre. Ce am venit să vă spun și să vă arăt astăzi este o nouă încercare de intimidare din partea Partidului Șor, care reprezintă interesele grupului criminal Șor. Ieri și astăzi am găsit în curtea, în cutia poștală a Parlamentului 150 de cereri prealabile de acționare în judecată din partea membrilor Partidului Șor. Cam așa arată. Deci sunt toate la indigo trase. Deci 150 de oameni au fost folosiți ca scule și instrumente într-un joc politic murdar al Partidului Șor,
care au același conținut. Că chipurile prin declarațiile din Parlament și de la televiziune, nefondat, am declarat că Partidul Șor este un grup criminal organizat și, evident, îmi cer să le prezint scuze publice. Mă scuzați, dar chiar am râs. M-am uitat prin ele și dacă o să vreți vreodată să veniți să le vedeți, le aveți și în față. Deci au muncit serios. În timp ce țara se zbate în pandemie și încearcă din toate puterile să supraviețuiască, grupul Șor se ocupă cu intimidarea deputaților. Prin urmare, țin să fac câteva declarații pe marginea acestei campanii de intimidare a unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova, care și-a asumat plebanar și pe bune lupta împotriva acestui grup criminal. Stimați membri ai Partidului Șor, care desigur meritați stimă, care nu vă privește. Conducătorul vostru suprem și liderul spiritual Ilan Șor este figurantul principal al rapoartelor Crol 1 și Crol 2, autor principal al furtului miliardului, lucru confirmat de comisiile parlamentare autorizate pe care eu personal le-am văzut, de instanțele de judecată care l-au condamnat la 7,5 ani de pușcărie și de procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a venit în plenul Parlamentului și a spus clar că este un grup criminal organizat. Împreună cu alți membri ai fracțiunii Partidului Șor, cărora li s-a ridicat imunitatea până acum, Marina Tauber, Regina Apostolova, Denis Ulanov și Petru Jardan. Doi, mă adresez conducerii Partidului Șor, sau cel puțin oficiului care se află în Republica Moldova, dar și celor care se regăsesc nu știu pe unde și dau indicații prin Republica Moldova. Să nu induceți lumea în eroare și să nu îngrădiți activitatea parlamentară, pentru că există o lege în Republica Moldova, legea cu privire la statutul deputatului în Parlament. Această lege, la articolul 9.2, spune clar, citez: deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică sub nicio formă pentru opiniile politice sau voturile exprimate în exercitarea mandatului. Punct. Acest capitol privind imunitatea deputatului îl știe și Marina Tauber și alții, așa că încetați acest spectacol de prust gost, ridicol și penibil. Pot fi și 3.000, și 30.000, și 300.000 de asemenea cereri în judecate. E o pierdere de timp, pentru că nicio instanță de judecată nu o să ia în considerare lucrurile care le spuneți. 3. Așteptați, dragi membri, conducere și simpatizanți ai Partidului Șor, decizia Curții Constituționale și a instanțelor de judecată. Sperăm că ele ne vor da câștig de cauză, pentru că lucrurile sunt cât se poate de evidente. Vom face și un apel către doamna președintă Maia Sandu în cazul în care Curtea Constituțională va considera că nu avem noi dreptul să înaintăm un asemenea demers. Va putea și președintele Republicii să înainteze un demers prin scoaterea în afara legii acestui partid. Dar evident că trăim în Republica Moldova și cred eu că cel mai bun exercițiu de scoatere a Partidului Șor în afara legilor ar fi ca cetățenii Republicii Moldova să nu-l mai voteze. 4. În continuarea sesizării depuse la Curtea Constituțională și urmărind linia și traiectoria de acțiune împotriva grupului criminal Șor,
depun astăzi o cerere către Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului Șor pe un termen de până la 6 luni, așa cum prevede legea, în baza următorului argument. În 2015, după ce a fost ales primar de Orhei, Ilan Șor, președintele Partidului Șor, a deschis primele magazine sociale la Orhei. În timpul campaniei electorale din toamna anului 2016, dar și în lunile ce au urmat, proiectul a fost extins în mai multe orașe din Republica Moldova. Primele magazine sociale au fost deschise de Ilan Șor în noiembrie 2015 la Orhei, acolo unde a fost primar. După aproape un an, la 20 octombrie 2016, în plină campanie, candidata la Partidul Ușor, la prezidențial, Ina Popenco, a inaugurat cel de-al 5-lea magazin social la Orhei. În aceeași zi, Comisia Electorală Centrală a solicitat curții de apel excluderea candidatei Ina Popenco din cursa prezidențială pe motiv că a folosit resurse financiare nedeclarate în electorală și că a participat la coruperea alegătorilor atunci când a împărțit carduri sociale pensionarilor din Chișinău, care urmau să devină beneficiari ai primului magazin social pe cale să fie deschis în capital. De la magazinele sociale deschise de partidul politic Șor, numite Mere Șor, care sunt, așa cum știți, și mobile prin întreaga Republică, pot face cumpărături pensionarii, invalizii și veteranii. Nu toți însă, ci doar cei care dețin așa numitele carduri sociale eliberate de partidul politic Șor. Pentru a intra în posesia acestor carduri, pensionarii trebuie mai întâi să se înregistreze, având asupra lor buletinul de identitate și carnetul de pensionar, veteran sau invalid. După ce sunt înregistrați, pensionarii primesc carduri sociale cu însemnele partidului politic Șor. Atenție! Un card social într-un magazin comercial. Deci poartă însemnele unui partid politic și magazinele sociale SRL, firmă care deține magazinele Șor, cel puțin cel din Chișinău, au fost fondate în octombrie 2016 în timpul campaniei prezidențiale de către Asociația Obștească pentru Orhei, condusă de Ilona Șor, mama vitregă a lui Ilan Șor. Lucrurile care le-am descris aici încalcă mai multe prevederi internaționale și naționale, printre care articolul 10 din Convenția ONU împotriva corupției adoptată la New York la 31 octombrie 2003, articolul 16 din recomandarea Comitetului de Ministri a Consiliului Europei, punctul 15 din rezoluția 9724 a Consiliului de Ministri a Consiliului Europei și al doilea raport de conformitate privind Republica Moldova a grupului de state contra corupției, GRECO, așa cum știm, și punctul 62 din hotărârea Curții Constituționale numărul 4 din 22 aprilie 2013, prin care corupția submină democrația și statul de drept, conduce la încălcarea drepturilor omului, subminează economia și erodează calitatea vieții. Prin urmare, lupta împotriva corupției este partea integrantă a asigurării respectării statului de drept și noi, Partidul Unității Naționale, susținem că acțiunile partidului politic Șor vin în contradicție cu toate normele enumerate mai sus și aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor democratice fundamentale. Chiar pe site-ul oficial al partidului este stipulată rețeaua de magazine sociale care practică activitate comercială și pe care partidul politic Șor și-o asumă în totalitate ca pe o activitate proprie, fapt care contravine scopului principal pe care îl are un partid politic în societate. Mă adresez Ministerului de Justiție și personal domnului ministru Fadei Nagacevski, dacă este bine intenționat, conform articolului 21, aliniat 1, 2 și 3 din legea numărul 294 din 21 decembrie 2007, privind partidele politice.
Activitatea partidului politic poate fi limitată dacă prin acțiunile acestuia se aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor democratice fundamentale. În cazul constatării acestor fapte pe care noi le-am indicat, Ministerul prin cereri scrise va solicita organului de conducere a partidului politic ca în termen de cel mult o lună să întreprindă măsuri pentru încetarea acestor acțiuni, altfel acțiunea sa va fi suspendată. În acest sens, solicit respectuos ministrului Fadei Nagacevski să formuleze o cerere către conducerea partidului Șor cu privire la încetarea acțiunilor de corupere a alegătorilor prin intermediul magazinelor sociale, acțiuni care aduc prejudicii grave pluralismului politic și principiilor democratic fundamental. Este clar intenția pe care o are partidul Șor în situația dată. Dorește cu orice preț să intimideze lupta împotriva sa și împotriva acțiunilor criminale care le-a întreprins împotriva cetățenilor Republicii Moldova, dar vă asigur că nu-i cazul. Atât eu personal, cât și partidul care l-am în spate, avem suficiente resurse, potențial și capacități să rezistăm acestui asalt. Nu pierdeți timpul în zadar și am un apel către susținătorii și membrii partidelor să-și găsească alt lider și alt partid. Sunt suficiente partide integre, curate, care vă vor putea asigura un viitor european și românesc. Iar restul cetățenilor Republicii Moldova să le spun că noi nu vom ceda, avem în spatele nostru un electorat care ne susține și care cred eu că este mult mai numeros. Dacă mă uit prin sondajele noastre, suntem 40% de unioniști, care în sfârșit aveți o forță politică care vă reprezintă și pe care trebuie să vă bazați. Partidul Șor trebuie scos în afara legii. Să aveți o zi bună. Vă lăs cadou toate aceste scrisori. Poate să aveți timp vreodată să le lecturați și să râdem împreună și altă dată. O zi bună!